Vă salut, prieteni! Mi-am adus aminte de o fază în urmă cu un an de zile. Eram într-o sâmbătă seara și mă sună o mămăiță de la mine din parohie și îmi zice: părinte, nu mă simt bine. Credeți că puteți veni mâine dimineață să mă împărtășiți și pe mine? Da, bre, deci nu se pune problema, cum să nu? Da, mă simt rău, mă simt rău. Și dacă nu mai am de trăit, să vadă Creatorul și Tăticul Ceresc că l-am căutat până în ultima clipă a vieții mele. Mamă, când mi-a dat răspunsul ăsta, am venit să mă duc de noaptea să o împărtășesc. Am așteptat a doua zi, la 4:30 m-am trezit, mi-am făcut bocceluța, m-am dus la mămăița. Bă, i-am deschis ușa la casă, mi-a venit un miros de tămâie, de ceară curată, de o curățenie, bă, impecabilă, bă, impecabilă. Deci nu știam pe un săcal, m-am descălțat. Nu, părinte, nu, cum să intru bine așa în raiul ăsta? Am spovedit-o, am împărtășit-o și zic la final: bre, uite, nu te-am întrebat la spovedanie, am uitat, am eșuat. Ești împăcată așa cu toată lumea, ești? Părinte, haide să vă spun ceva. 80 de ani m-am chinuit să împac lumea. Când eram mică, încercam să-mi împac părinții, să fie împăcați cu mine. Am crescut, am încercat să împac locul de muncă cu oamenii, cu așa, pe la colectiv. Am crescut, părinte, m-am măritat și am încercat să împac soțul, pe familia, copiii, după aia prietenii. Și niciodată lumea nu e împăcată. Și mi-am dat seama că în toată ecuația asta eu ar trebui să fiu aia împăcată. Și în ultimii ani ai vieții mi-am dat seama că trebuie să mă împac cu mine, părinte, și după aia cu lumea. Oricum lumea e împăcată când vrea ea. Când îi dai, e împăcată. Când nu-i mai dai, nu mai e. Bă, deci mi-a dat una așa, deci stăteam ca la cinema, așa, de atent. Și zic: bre, te mai întreb ceva. Matale, ești cât o istorie. Îmi poți să răspunde și mie la întrebarea asta? De ce nu mai țin în ziua de azi căsătoriile? Se rup atât de repede sau nu mai au longevitate? Și pe vremea voastră, a bătrânilor, țineau? Părinte, hai să vă zic ceva. Știți de ce țineau? Din cauza celor două pușcării. Ce o să zică lumea și unde mă duc? Din cauza asta țineau, părinte, familiile, vă spun eu. Întrebați toate femeile din sat, că le cunoașteți. Câte bătăi n-au mâncat de la soții lor beți, cât n-au înșelat și ele și cât au fost înșelate. Acum toată lumea te bară pe tineretul ăsta, că vai, ce ordinarie, că înșeală, că nu știu ceva, că îți părăsește, că își lasă femeia, că își lasă bărbatul. Părinte, se înșelau la 3 metri de porumb. Părinte, haideți să vă mai zic ceva. Se îmbătau ăia, nici nu mai treceau pe acasă cu zilele. Părinte, am stat în pușcării noi, unele dintre noi. Păi, credeți că eu dacă aveam oportunitatea asta a internetului de acum să găsesc pe altcineva bun, compatibil cu mine, credeți că mai stăteam 40-50 de ani cu ăsta să mă bată, să mă ridice pe pereți cu bătaie și să nu mă înțeleagă de nicio culoare? Nu, părinte, nu, să nu credeți că s-au schimbat multe. Sunteți mult mai fericiți voi acum decât eram noi înainte. Acum tineretul, bravo, foarte bine, mă bucur pentru ei, că nu-i mai interesează gura lumii, părinte. Deci eu am atât de mare respect pentru tineretul ăsta, de nu vă dați seama, eu nu critic și nu judec niciun copilaj, nicio fetișcană, nimic. Bravo lor, au oportunitatea să-și găsească fericirea. Noi am stat închiși în niște colivii, din cauza părinților, din cauza celor două pușcării pe care v-am mai sus, mai ales mentale, părinte. Ce o să zică lumea și unde mă duc? Acum lumea a devenit mai independentă, părinte, și felicitări pentru asta. Fraților, trăim niște vremuri minunate, asta a spus o bătrânică. Deci n-am decât să vă rog mult să vă bucurați de fiecare clipă a vieții voastre. Să căutați fericirea și să o trăiți la maxim. Pentru că avem oportunitatea asta. Ei, bătrânii, n-au avut. Au trebuit să rabde multe și să înghită multe ca să ajungem noi la stadiul ăsta de acum. V-am pupat și acestea au fost vorbele unei femei cât o istorie.